Bine ați venit, dragii mei vărsători, la previziunile pentru săptămâna 12-18 septembrie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia vărsător, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal. Iar pentru cei cărora previziunile vi se potrivesc, vă aștept cu drag și la partea bonus. Am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea acestui videoclip pentru cei care sunteți interesați. Dragi vărsători, este o săptămână foarte frumoasă. În primul rând, reușești să rezolvi ceva important care are legătură cu starea ta de sănătate. Faci niște drumuri scurte pentru a rezolva niște probleme. Sau uh, reușești să rezolvi uh, o situație prin niște rude, prin niște prieteni apropiați. Este ceva important pentru tine, și acum ai ocazia să vindeci. Acum ai ocazia să rezolvi o problemă. Și așa cum ți-am spus, prin niște drumuri scurte, prin niște strategii pe care ți le faci împreună cu o rudă sau împreună cu o persoană apropiată ție. Surpriza pentru vărsător vine din familie, din casă. Surpriza poate să țină chiar de zona imobiliarelor. Te surprinde cineva din familie, rezolvi ceva legat de o moștenire și așa mai departe. Nu uita că Venus este pe Casa 8, deci te ajută din acest punct de vedere. Apoi, Vărsătorul are un moment special, un moment plin cu pasiune împreună cu persoana iubită sau e vorba de un moment în care Vărsătorul reușește să clarifice o problemă. Cu un copil, cu persoana iubită, poate chiar pentru unii e ceva ce ține de o afacere. Da? Apoi, um, o săptămână în care, re în relațiile de cuplu, să știți că lucrurile vor fi, pe de-o parte, tensionate și chiar se vor spune multe lucruri, și astfel, în sfârșit, reușiți să vă clarificați anumite aspecte. Da, pentru unii vărsători să știți că există probabilitatea să încheiați o relație, dar pentru alții e vorba de a o transforma, adică să discutați, vedeți ce vă deranjează pe voi, ce deranjează pe ceilalți sau pe cealaltă persoană și schimbați acolo anumite reguli, transformați relația, dar este benefic pentru voi, cu toate că sunt anumite tensiuni. A, bun, unii e ca și cum ori voi, ori partenerul vostru, ori copilul, ori o persoană pur și simplu parcă vrea mai multă susținere da? sau dorește o siguranță din partea voastră sau voi din partea acelei persoane. Pentru vărsătorii singuri, da, poate să apară o persoană, dar vedeți că o să fie o relație așa cu ciocniri, o să fie o relație cu pasiune, o să fie o relație intensă pe de altă parte. Da? Soarele de asemenea face o opoziție cu Neptun, Era să înseamnă pentru voi o axă a banilor, deci apar tensiuni pe zona banilor pentru vărsător. Și foarte interesant este faptul că Mercur retrograd în balanță face și el o poziție cu Jupiter tot retrograd din Berbec. Era să înseamnă un moment în care vărsătorul reanalizează puțin tot ce ține de străinătate, reanalizează puțin Zona studiilor înalte, relația pe care o ai tu cu spiritualitatea, îți reanalizezi re puțin principiile tale de viață. Și asta, tocmai, uh, datorită unei persoane care să știi că te ajută, însă este ca un imbold pentru tine. E o persoană din cercul tău apropiat. Și da, unii vărsători se gândesc serios uh, să întrerupă ceva ce ține de zona drumurilor. Fie că e vorba de o relație la distanță, fie că e vorba de uh, ideea aceasta de a locui departe de locul tău natal, într-un alt oraș, într-o altă țară. Deci, reanalizați puțin lucrurile și e bine. Mai ales, vărsători care s-au mai gândit cândva la așa ceva, ei, acum să știți că puteți să găsiți și o soluție bună. Chiar este un moment bun pentru voi. Să vedem ce vă spune și oracolul, ce sfat vă oferă. Mesajul pentru vărsător este întrebare. Deci, vărsătorul trebuie în această săptămână să întrebe. Trebuie să pună întrebări, trebuie să comunice. Ai aici ceacra gâtului. Da? care se ocupă cu zona aceasta a comunicării, chakra 5, poți să lucrezi pe ea, poți să porți culoarea albastru sau pur și simplu poți să comunici mai mult pentru că ai foarte, foarte mult ajutor din acest punct de vedere. Parcă este cineva care te ghidează, cineva care uh, te ajută. Foarte interesant. Hai să vedem ce mesaje are și tarotul pentru tine Stanul să știi că este foarte activ, deci am încercat să fac această filmare pentru tine de vreo 4 ori și mereu mi-a stricat-o. Nu știu ce are, e, e activ, e puțin agitat, poate așa o să fii și tu, o să ai multe lucruri de făcut. Cavalerul de monede pentru vărsător și aici văd clar faptul că lucrurile se așează pentru tine. Faci niște drumuri în interes de muncă, așa cum ți-am spus, sau pentru a rezolva o problemă. Mergi la cineva în vizită, îți vine cineva în vizită, ai tot felul de întâlniri în această perioadă care te ajută foarte, foarte mult. Prima carte pentru Vărsător, Arcana Majoră Îndrăgostiții, o legătură cu Zodia Gemeni, pentru unii dintre voi, dar văd foarte clar faptul că ai de luat o decizie în relațiile tale crește pasiunea într-o relație, faci tot felul de activități din acestea mai tinerești, mai speciale, mai frumoase, împreună cu o persoană dragă ții. Îndrăgostiții mai reprezintă și un suflet pereche, așa că nu știu ce faceți fiecare. În mintea ta, regele de monede, văd aici că îți dorești multă stabilitate, așa cum ți-am spus. Îți dorești să rezolvi o problemă pe profesională. Pentru alții văd o legătură foarte puternică aici cu un bărbat foarte așezat, un bărbat sigur pe el, pe care tu te poți baza, dar se vede și faptul că vărsătorul are o legătură puternică, poate cu tot ce ține de mediul acesta rural. Apoi, următoarea carte, Soarele în Sufletul tău, o legătură cu Zodia Leu sau cu Zodia Berbec, foarte frumos. Uh, unii vărsători văd că au o bucurie foarte mare în Suflet, care poate avea legătură cu un copil, cu persoana iubită, poate, nu știu, aflați de un copil că urmează să vină pe lume. Poate să fie, știu eu, o nepoată, o prietenă, nu neapărat voi. Acum, dacă vă doriți, na, tot înainte, dar pentru unii să știți că nu e vorba de voi, da? dacă, dacă auziți de vreun copil. O veste foarte bună și văd foarte multă bucurie în plan personal pentru vărsător. Se clarifică ceva. Ultima carte pe partea ta este 4 de spade. Vărsătorul își ia o perioadă de pauză în această săptămână, analizează foarte bine o situație în care se află și să știi că poți lua decizia cea mai potrivită. Chiar ai toate șansele, mai ales dacă ești atent sau atentă la semnele fizice, la gesturile pe care cineva le face față de tine, nu la vorbe, atenție, deci la gesturi fizice. analizezi ceva sau vrei să rezolvi o problemă. Poate chiar se rezolvă o problemă de sănătate pentru unii vărsători. Dar alții pur și simplu parcă vă simțiți în sfârșit liniștiți, relaxați. În exterior, arcana majoră, steaua, este cartea ta în tarot. Ai o influență foarte mare asupra unei persoane sau asupra celorlalți și văd clar că îi ghidezi, îi orientezi pe ceilalți. Steaua chiar reprezintă aici o, o dorință foarte puternică pe care tu o ai. Dar și o legătură puternică, poate cu tot ce ține de zona tehnologiei, cu o persoană autentică, o persoană sinceră, poate să fie cineva care îți seamănă foarte mult. Apoi, Regele de cupe, și aici văd clar multă pace, multă iubire, multă liniște în plan personal, iar vrăsătorii care se află într-o relație au parte de o săptămână extrem de intensă, extrem de frumoasă. Un bărbat foarte senzitiv, foarte dulce, sau poate să fie o persoană care are grijă de tine, o persoană care te ghidează, care îți este alături. Apoi asul de băte mai avem aici în mintea celelalte persoane și aici văd clar o noutate. Pentru vărsătorii singuri, vedeți că poate să apară o nouă persoană. De asemenea, văd o nouă activitate pe care o faci la locul de muncă. Apare o veste foarte bună Asul de băte, iarăși vorbește despre faptul că cineva se simte foarte atras de tine sau cineva are o speranță foarte mare în tine. Vărsătorii care vă căutați un loc de muncă, vedeți că puteți să găsiți, dar e, nu știu, ori e un loc de muncă în care uh, intrați foarte mult în contact cu persoane simple, cu persoane în care au ocupații din acestea um, de zi cu zi, deci nu sunt lucruri ieșite din comun, iar alți vărsători, nu știu, vă găsiți un loc de muncă și acolo ar presupune să, să faceți voi tot felul de activități din acestea zilnice, normale, dar care vă plac, da? pentru că, nu știu, în unele cazuri e vorba de un ajutor pe care îl primiți din partea familiei sau din partea unei persoane foarte dragi voi. Acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Dacă dorești o analiză cu mai multe detalii, te aștept cu drag în comunitatea acestui canal să te alături. Și de asemenea vă mulțumesc pentru vizionare, vă aștept și la previziunile pentru septembrie, la previziunile zilnice pe Zodii. Și dragi vărsători, nu uitați să vă abonați canalului, apăsați clopoțelul, apăsați butonul de like și Dați mai departe videoclipurile dacă vreți să mulțumiți. Vă îmbrățișez și vă doresc o săptămână cât mai frumoasă.